președintele PSD și premierul Dăncilă. Declarații în aceste momente, doamnelor și domnilor. Acest lucru este important. Cred cu tărie și am spus-o de multe ori. Românii s-au săturat de dispute. Eu m-am săturat de aceste lucruri. Cred că trebuie să vedem cum putem face să avem rezultate și în plan intern, dar și în plan extern. Și subliniez încă o dată, îl rog pe domnul președinte Iohannis să nu mai iasă cu astfel de declarații care fac rău României. Și știe și dânsul, știu și eu, că acest lucru a fost subliniat și de președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, care ne-a spus că dacă vrem să avem succes, trebuie să existe un consens între președinție, guvern și parlament. Eu țin la acest consens, pentru că țin la imaginea României și țin la binele României. Sper ca și domnul președinte să înțeleagă acest lucru. Domnul Tăriceanu mai merge pe el? Nu am avut niciodată, nici eu, nici partidul nostru, nici guvernul nostru, inițiativa vreunui război sau vreunui scandal. Doar din când în când răspundem. Aduceți-vă aminte, începând cu toamna lui 2015, după ce am fost ales președinte la partid, am spus că vreau să încerc să fac tot ce pot și eu și colegii mei să avem o oarecare concordie. Oarecare concordie, nu consens, că așa ceva e imposibil. În România, pe temele mari, pe niște teme mari pe care România le așteaptă de foarte multe ori. Dar în permanență am spus și atunci, o spun și acum, chiar dacă mâna noastră a fost mereu întinsă, nu înseamnă că stăm și nu facem nimic. Pentru că în România trebuie să se întâmple lucrurile bune pe care le-am vorbit, iar pregătirea președinției, care este un eveniment de importanță uriașă pentru țara noastră, trebuie să fie pregătită și a fost pregătită. După părerea mea, atitudinea și declarațiile, sau declarațiile de ieri ale președintelui Iohannis, pot fi catalogate ca și responsabile. Pentru că nu cred că mai este vreun șef de stat care să fi procedat de maniera asta, neavând niciun fel de argument, ci doar această obsesie și a lui și a coaliților dumnealui că acest guvern trebuie să pice. Și anume, acest guvern nu care cumva să gestioneze președinția Consiliului Uniunii Europene. Asta nu poate să fie o atitudine responsabilă din partea unui președinte. Temele mari sunt acelea pentru care primim critici astăzi în Parlamentul European. Cum o să fie relația cu Uniunea Europeană? La ce vă referiți? La MCP și la rezoluție. Nu. La legile justiției, la criticile... Domnișoară, eu ca un român simplu, dar nu umil, consider că pentru România temele mari sunt altele. Altele. Nu. Eu vorbesc de temele mari ale acestei țări, care au fost, sunt și vor rămâne, dincolo de orice rapoarte și MCV-uri pentru această țară. Vorbim de sănătate, de educație, de infrastructură, vorbim de agricultură, vorbim de dezvoltare economică, de venituri mai mari pentru român, de un mediu de afaceri predictibil și favorabil. Astea sunt ele și de reforma marilor sisteme. Teme de care noi ne-am ocupat și am făcut și personal și instituțional, domnului președinte, și public, apeluri permanente de a lucra împreună. Numai că le-am făcut deja. Eu mă întrebam în ideea în care acest acord se referă la aceste teme mari, criticile vinde aceste teme despre care vorbeați, cum o să fie relația cu Uniunea Europeană în următoarele 6 luni, dacă primim aceste critici? Acum dați voie. Da, vă rog. Aș vrea să nu faceți o legătură. Am venit cu un program pentru preluarea președinției. Venim cu forma finală a acestui program în cursul lunii noiembrie. Acela este programul pe care noi trebuie să-l ducem la bun sfârșit. Al doilea lucru pe care îl avem este să încheie agenda strategică 2014-2019. Sunt peste 200 de dosare legislative și non-legislative, din care trebuie să închidem cât mai multe. Avem de răspuns la o serie de provocări. Brexitul, viitorul Uniunii Europene post-Brexit, avem de răspuns la un acord pe cadru financiar multianual,
de un răspuns pe care îl dăm politicilor tradiționale, și mă refer la politica de coeziune și politica agricolă comună, cât și altor provocări. După aceste lucruri, va fi judecată România la final. O președinție de succes este o președinție în care închizi cât mai multe dosare, în care închizi dosare importante, îți duci la bun sfârșit programul care a venit în fața românilor în primul rând și pe urmă în fața Uniunii Europene, și modul în care gestionezi aceste dosare atât de importante pentru viitoarea perioadă. Deci aș vrea să nu judecăm România acum după anumite critici, după anumite rezoluții mai mult sau mai puțin reale, pliate pe realitate, după anumite lucruri pe care le spun unii și alții. O să răspundem la aceste lucruri, dar n-aș vrea să legăm acest lucru de președinție. Și să nu uităm că atunci când vorbim de președinția deținută, de președinția rotativă pe care o va prelua România, acest lucru va trebui să implice fiecare român, fiecare român să simtă că deținem această președinție, și pentru acest lucru trebuie să aibă în guvernul lor încredere. Pentru că acest guvern, că ne place, că nu ne place, acest guvern va reprezenta România. Și dacă noi de fiecare dată îl punem la punct sau încercăm să-i găsim critici, cred că acest lucru nu e bun pentru niciun român. Vă mulțumim. Vă rog, în acest context, să ne spuneți, PSD și guvernul PSD, de ce a făcut pentru ca NGV să nu mai fie aplicat pentru România și pentru a împiedica această rezoluție prin statul de. Vorbim zilele următoare și vă asigur că va fi o discuție interesantă, foarte interesantă. Pe manierea? Ce se întâmplă pe manierea și dacă vor fi evaluat inclusiv în Comitetul Executiv Național Miniștri prin desegrină? Prin ce? Desegrină. De unde dracu a mai ieșit asta? Mă scuzați. Doamna Fie. Dar ce dăm examene pentru permisul de șofer? Spunea că este o variantă pe care o discutați la următorul Comitet Executiv Național, așa să fie evaluat miniștri. Nu. Nu. Ați nevoie să decidem noi în ce, așa cum se fac remanierile, domnișoară. Da, vă rog, dumneavoastră. Doamna premier, așa se conține cu programul de guvernare a partea primară, utilizarea în zonele defavorizate a unor cabinete medicale. Vreau să vă întreb dacă au fost făcute astfel de cabinete, unde, cum îi ajutați pe medicii de familie să rămână în țară, pentru că salariile lor nu au fost majorate. În ședința Comitetului Executiv vin cu o evaluare pe fiecare minister în parte, inclusiv pe Ministerul Sănătății. Vom da un răspuns acestor lucruri după evaluarea pe care o vom prezenta public. Am ținut cont de toate punctele din programul de guvernare și o să vin cu o evaluare generală asupra guvernării și cu o evaluare pe fiecare minister în parte, pornind de la lucrurile asumate. Lăsați-mă până la remaniere, ca atunci să vin punctual cu fiecare aspect. Mulțumesc! Și cu teste grile. Aș vrea să vă mai întreb, a decis să nu aștepte motivarea Curții Constituționale așa cum a cerut dumneavoastră și să tragă cei 5 judecători din completul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, va rămâne completul tras la somn săptămâna trecută. Apar, nu. Vă dezavantajează această decizie și de ce ați făcut această contestație la Înalta Curte de Casație? Ați stănat întrebările? Da. Nu pot să cred. În primul rând, am auzit, doamna premier, ce scuze, dar am citit pe un site extraordinar de bine informat și foarte serios, nu ca vostru, că completul inițial, în completul inițial erau 3-2 în defavoarea mea. M-aș fi așteptat ca CSM-ul să se autosesizeze și să întrebe pe cei care spun asta de unde au aceste informații. Că și eu sunt curios de unde au aceste informații. Deci dacă a început în România să se discute atât de liber, atât de transparent despre faptul că unii judecători, înainte să înceapă procesul, au deja o opinie formată, unii pro, alta contra, mie mi se pare un lucru de o gravitate foarte mare. Bineînțeles că nu trage nimeni la răspundere, pentru că este din sistem, domnul, așa zic, jurnalist. În al doilea rând,
toate demersurile pe care le-am făcut și le voi face pe această speță au un motiv foarte clar și care cred că trebuie să, de care cred că trebuie să beneficieze orice român într-un stat normal și într-un stat de drept. Și anume dorința mea ca eu și nu numai eu, toți justițiabili să fim judecați de niște completuri constituite legal. Ca să nu ajungem iar în situația nedorită, peste o lună, două, trei, nouă, să se constate că aceste completuri au fost constituite nelegal și să ia de la capăt, pentru că m-am cam săturat. Ce nu a fost legat săptămâna? Asta discutați cu avocații. Eu am făcut acest demers, de-aia sunt avocați, nu trebuie să-l dăm cu părerea la tot. Dar v-am spus care este motivarea mea. Nici dreptul de a cere niște lucruri, văd că nu mi se mai acordă. Eu în continuare sper, sau mă rog, cred că deocamdată încă mai avem niște drepturi în țara asta. În alta punctă de casată și justiție, a explicat faptul că a respectat, practic, decizia Curții Constituționale, care a spus că de îndată să treacă la tragerea la sorți a celor cinci judecători. Eu nu vreau să intru în dispută cu conducerea în alte curți de casație și justiție. Chiar nu vreau. Sunt destui care și-au dat cu părerea, sunt destui care au motivat. Chiar nu vreau să fac lucrul ăsta. Situația primarului general Gabriela Firea. Pe teste grile. Nu, părerea de acuzați, v-a acuzat că nu aveți bărbăție politică, să vă asumați faptul că ați discutat cu primarii de sectoare, desfințarea primăriei generale. Și că nu în sală n-ați infirmat, n-ați negat, ci doar ați spus că nu este subiectul ședinței de astăzi. Discutăm în ces. Doamne ferește, cum se pierde partidul un asemenea om? Eu nu susțin așa ceva. Da, ne dați voie totuși să plecăm, vă rog. Mai aveți și întrebări, întrebările, că... Am avut o discuție în guvern, am sperat ca domnul ministru să vină să continuăm această discuție. Eu cred că în orice decizie trebuie să fie o decizie luată de întreaga echipă și domnul ministru și-a dat demisia. A fost dorința dânsului, nu pot să o comentez, a făcut treabă bună până acum, s-a implicat, eu trebuie să privesc mai departe, să vedem cum gestionăm în continuare și să avem o președinție de succes. Pentru mine acest lucru este important. A fost opțiunea dumnealui, nu pot să o comentez. Doamna Firea spunea în momentul în care a ieșit de aici din ședință că Victor Negreșu a spus că i s-a tăiat din atribuțiile pe care le avea la minister. V-a spus ceva, v-a reproșat ceva? Nu. Neg o cu vehemență acest lucru. Domnului Victor Negrescu nu i s-a tăiat nicio atribuție. Eu am lucrat împreună cu Victor Negrescu de-a lungul întregului an pentru președinție. Am lucrat împreună pe fiecare dosar, ne-am consultat pe fiecare lucru, tocmai pentru ca ca rezultatele să fie foarte bune. Deci nu acceptam, dimpotrivă, i-am cerut domnului Negrescu dacă consideră că trebuie și alte lucruri care să-l ajute să-și îndeplinească cu succes mandatul. Nu, nu i s-a tăiat din atribuții. Eu credeam că toți am fost la aceeași ședință de Birou Permanent Național. Puteți faceți o pauză la SMS-uri, vă rog. Nu vă mai răspund niciodată la nicio întrebare. Puneți o întrebare și nu vă mai interesează. Nu a spus nici domnul Negrescu că i s-au tăiat din atribuțiuni, nu a spus nici altcineva și din Biroului Permanent Național că s-au tăiat din atribuțiune ministrul delegat pentru afaceri europene. Este o minciună. Dar ce au fost nemulțumirile pentru care și-a dat demisia? Concret, dacă puteți să ne spuneți. Concret, întrebați-l pe domnul Negrescu, domnișoară, procuror, vă rog. Aveți un stil foarte interogator, ial așa. Domnul Negrescu a spus, a ieșit și publicat și postat. E suficient. Întrebați-l pe dumnealui. N-am avut încă onoarea, și v-am mai spus, să fiu nici purtătorul de cuvânt al dumnealui, nici consilierul dumnealui. Doar v-am spus...
Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult. Și eu v-am spus mai devreme, că poate a fost la altă ședință. Deci îmi cer scuze, dar eu zic că e bine să credeți acolo. Ce să facem? Nu putem să venim toți membrii BPN-ului și să spunem că nu e adevărat. Totuși, deocamdată, discutăm în cex. Iar în legătură cu bărbăția, să stea liniștită. Au suficient de bărbăție.